Așa, 187. Poate ea... Hai, doamna Carigama care e drumul. Doamna, când iați. Da. Atenție! Atenție! Dar mai tare, că nu se aude. Declarăm deschisă adunarea... adunarea consilierului Comunei Târgu Ciocă. Întrucât adunarea este facultar constituită, fiind prezenți... Bai, care nu este din ce doamna vice, urcam să facem nou, nu știu să aud. Ei, a văzut prefectorul, s-a prins, o cupărând înapoi. Următoarea ordine de zi. Ce facem acolo? Doamna secretară, v-am uitat și... Deci, am văzut absența cu domnul de la... Am văzut, dar secretară, trebuie să-l avară de... A zis că nu-i să zic asta. Știm ordinea de zi. Punctul 1. Deci, domnul primar este în primar la București. Doamna viceprimar, trebuie să spunească că este în incintă și trebuie să apară imediat. Deci suntem 15 consilieri, suntem 15, în afară din domnul primar, care trebuia să dea subiectul, dar din nou că sunt motive întemeiate, nu știu. Dau citire ordinii de zi la ședința de azi. Proiect de hotărâri privind desemnarea domnului consilier Ungureanu Petre, președinte de ședință pentru 1 decembrie 2019. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale de județul Bacău, membri ATIS. Punctul 3. Proiect de hotărâri privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018, datorate bugetului local al Comunei Târgu Cluturi pentru Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâri privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru planul urbanistic zonal, constituire locuință parter plus mansardă și îngrijire teren stat Tuta, Comuna Târgu Cluturi pentru Bacău. Aplasament teren extravilat Tuta 61 parcela 1314 din P34 și ca fața 1120 metri pătrați, cadastral 61.757, inițiator Popa Ciprian Cătălin. Inițiator domnul primar, da? Felicitat! Este felicitat! Deci, nu ștergeți, lăsați așa. Așa. Proiecte, așa, prin ce? Vedeți în denumirea proiectului că este trecut așa inițiator, da? Da, da. Punctul 5. Proiect de hotărâri privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru planul urbanistic zonal, constituire, parcare, auto și hală, serviți, auto, sat, Târgu Cotuș, Comuna Târgu Cotuș, județul Bacău, inițiator. SCWBR Autotrans SRL prin Radu Bogdan. Inițiator proiectului domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâri privind aprobarea organizării și finanțării manifestațiilor dedicate Zilei Naționale a României la 1 decembrie 2019. Punctul 7. Proiect de hotărâri privind aprobarea executării ției bugetelor întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru semestru 3-2019. Punctul 8. Proiect de hotărâri pentru aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică conform ordonanței Guvernului numărul 114 din 2018, instrucțiunea ANAP numărul 1 din 2019 și CAM
Doi, condiția de muncă. Asigurări de muncă. 2,25% pentru obiectivul de investiții în interia rețea canalizare melangeră în localitatea Bișoara, comuna Târgu Turcu de Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a terenului de în suprafață de 323 de metri pătrați, teren aferent proiectului amenajare, parcare, primăria comunei Târgu Turcu. Și punctul 10. Diverse. Trecem la... Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Procesul verbal de... procesul verbal pentru ședința de data de 29.10.2019, dacă sunt discuții. Verbal, cine este pentru? Domnul Burean. Domnul Burean, votați pentru sau... Procesul verbal, care eu fac. Trece la punctul 1. Am primit un exemplar. Punctul 1 este desemnarea domnului Ungureanu Petrea, președinte de ședință pentru luna decembrie 2019. Cine este pentru? Punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de servicii publice de sanitarizare al unităților administrative teritoriale din județ Bacău, noiembrie, membru ADIS. Deci, asta este un... Dacă suntem discuție, cred că ați citit, dar este chiar regulamentul de gestionare a ADIS-ului. Pe noi ne interesează numai delegarea domnului primar pentru ADIS. Plus de asta, noi, comisia, am hotărât ca domnul primar să fie delegat să ne aducă structurarea pentru... Da, da, foarte important. Nu, voi... Care e comisia să hotărât? Adică vorbiți în numele comisiei Două comisii au fost. Și am hotărât ca să aducă domnul primar de la ADIS structura costurilor pentru privatizare, pentru salubrizare. Da, deci reprezintiv oare... Reprezintiv și să ne aducă de la Bacău tot ce... Da, e un lucru bun, atunci. Deci cine este pentru... Sau discuții, da. Discuții în primul rând. Pentru ADIS. Dacă nu sunteți... Păi, dar nu mai puțin. Da. Ca să facem o precizare. Deci dacă ați lămurit, cât ați lămurit... comisiile care a spus dumneavoastră, era și domnul primar de față? Nu. Noi comisiile... Și ați luat decizia, ca să înțeleg, numai dacă îmi dați voi, da? Deci, când ați luat decizia unanimă, deci în comisii, respectiv comisiile 1 și 2, și ați ajuns la un numitor comun, ca să spuneți că domnul primar le reprezintă. Bun, dar domnul primar le reprezintă, domnul președinte. Deci, când ia cuvântul consilier, dumneavoastră, nu îl trebuie să vorbim. Și, în momentul în care ați hotărât acest lucru, trebuia să și veniți cu soluții sau cu propuneri și să spuneți așa. Noi îl desemnăm pe domnul primar al luat de cu locul și în speță domnul Adrian Corpoș Paul și să ne reprezinti la Adis Bacău și pentru ce să vă reprezinti? Ca să soluționezi problema. Ce problemă? Spuneți dumneavoastră. Costurile pentru... pentru salubrizarea, așa, privatizarea, pentru societățile comerciale, da? Din comun, pentru agenții economici, mai bine spus, da? Agenții economici. Bun. Dumneavoastră trebuia să discutați cu domnul primar și să-i spuneți, domnule, dacă te duci, trebuie să faci lobby pentru această comună. Să obținem un preț mai mic, pentru că s-au bătut alți primari din alții comuni și au venit pentru agenții economici cu prețuri mai mici. Acum nu știu ce ați discutat. La noi a fost în asta. Noi n-am... Problema am spus-o așa. Deci reprezinți, nu reprezinți, trebuie să fii un lucru mai ok pentru comun. Pentru agenții economice, speță. Bine, mulțumesc. Deci, care a spus, vreau să vă spun că noi
să delegăm și acum astăzi, în ședința de astăzi, trebuie să stabilim. Noi nu am propus, comisia nu am propus. Da, dar noi nu putem stabili. Deci, domnul președinte, nu putem stabili cuantum. Noi la... Deci noi aprobăm, deci acolo scrie clar. Îl delegăm, deci îl delegăm pe domnul primar, da? Să ne repreziți o atestă cu adis. În discuție cu adis. Da. Și să vedem cu... Să-mi vine cu răspunsul. Da. De regulă, la adis, trebuie să ne prezintă de regulă primare. Așa se făcă de fiecare dată, pentru că el reprezintă cuvântul vostru acum. Deci orice definiție am la adis, dumnealui are mandat de partea noastră să ne reprezinte și să spună acest. De-aia, ca să nu se facă confuzia că de ce îți bucă el. Păi tocmai el, pentru că el răspunde cel mai mult de comuna noastră. O să perioadă când nu puteați să-i prezentați și stați prezent consiliu. Da. Era legea de tatăl cu care se vă rog, acum s-a numit ca proiect de hotărâre privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local Comunei Târgu Turcu de Bacău. Aici am de acum se pune la vot. Sunt discuții, vreau ca să ne explic cineva. Dumneavoastră, la ședințele, la ieri, la ședința reunită la comisiilor, ați chemat pe cineva să vă explici acest punct? L-ați chemat pe nimeni. Ei, bun, eu vă spun că am venit la prima oară dimineață, am chemat. Deci trebuie explicat, ca să audă și colegii noștri, deci aceste accesorii care mi s-a trecut aici, deci nu cumva să înțeleagă, să ajungă pe alte căi, că unii cetățeni, dacă au debite la primărie, 10, 20, 30, 50 milioane, sau un speță, mai știu eu pe cineva care are de ordinul superior, li se va șterge datoriile de la primărie, da? Sub nicio formă. Datoria rămâne. Are penalitățile se vor șterge. Majorările, da? Penalitățile, majorările. Amenzile și tot ce are de plătit, alea vor rămâne. Da? Deci, numai majorările și penalitățile alea se șterse, dar cu condiția ca să vină să-și plătească tot până pe data de 15 decembrie anul în curs. Da? Da. Noi am la cunoștință prin doamna Bici. Trebuia făcut această precizare. Doamna Bici nu este. Este în aparatul domnului primar, dar cel mai bine punea putea doamna Facă. Dar ne-a lămurit. A fost doamna și ne-a lămurit. Trebuia să vă chemați ca să vă lămurească. Mulțumim frumos! Spun la vot proiectul de hotărâre pentru anularea anexelor acestora. Pentru anul 2008. Este pentru. Este posibil. Deci,
S-a citit tot acolo, deci în comisii, comisia numărul 3. A dat aviz favorabil, vă rog frumos să întrebați celelalte comisii, dacă președinții de comisie spună dacă... Comisia numărul 2 și-a dat aviz favorabil. Comisia numărul 1 și-a dat aviz favorabil. Da. Deci v-am vot. Păi s-a pus, nu este pe asta. Nu. Punctul 5. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Domnul președinte, la comisia de domnul Goagă. A spus. Punctul 6. Scrie la cuvânt, domnul președinte. Vă rog. Eu vă puteți să ne întâmplă. Să ne ajungem. Deci, întrebați, domnul președinte, dacă mai sunt scrie. Nu mai sunt. Deci, la comisia numărul 3 vorbesc în numele comisiei numărul 3, dat de președinte. Consultându-mi implicit cu membrii comisiei numărul 3. Am citit cu toții că suma alocată pentru zilele, pentru mai bine zis, pentru ziua națională de 1 decembrie, este de 3.000 de lei. Ieri am cerut, doamna secretară, nu știu dacă v-am întors cineva, dar nu vă recată, nu știu, dar probabil la omis. Să știm exact banii aia, 3.000 de lei, ce se fac exact, nu-i mai interesează foarte mult. Băluții, 1.000 de lei, copiii care sunt nevoiași, trăiesc și un coșuleț acolo cu fioriceli, cu biscuiți și cu un baton de ciocolată, da? Mă interesează, doamna Avici. Da, da, vă rog, tare mult. Vă rog, vă rog, domniliți-ne. Da, deci s-a cumpărat coroane, flori pentru depunere la monumente. Am făcut pachete pentru școlari, pentru cei care au prezentat un spectacol, un mini program artistic. Și s-a făcut de eu suma totală că trebuie ajuns la 3.000 de roni? Se pot lua, să știți că se pot lua de la contabilitate exact facturile prin care deci, doamnă, s-a achitat acest. Deci, este, cred că, ultima oară, bine, să sperăm că ne vom întâlni la anul într-o altă speță. Nu-i problemă, nu, eu vreau să spun acela. Este al patrulea an, este de fapt al optelea an, când cer de fiecare dată este de fiecare dată, în mod justificativ, cer, domnule, veniți așa, ce se fac cu banii? Mi-ai vin și mi-a arunci în față o hârtie cu 3.000 de roni și se cheltuiesc... Vreau să vă spun că este bine să veniți și dumneavoastră la această zi, să o luați cu prezența. Eu să fiu plecat, doamnă. Eu vreau să zic, atunci să veniți și dumneavoastră, pentru a vedea, pe concret, ce se fac. Doamnă, pe concret, vă spune ce se fac. Haideți să vă spune ce se fac. Ca să înțeleagă să mai... Doamnă, numai un pic, dacă permiteți. Numai un pic, dacă permiteți, să mai asculte și alți colegi. Mai concret, cu banii, se aloc o sumă infimă școlarilor și restul se face la protocol aici în primărie. Eu cred că ar trebui schimbată această regulă de aur, care e cu ghilimele de regulă de aur, am spus, acum nu. Dar trebuie schimbată, nu să mai facem acum, pe trece cu metrii și nu știu ce, și să mai facem și altceva. Să facem ceva benefic pentru aceștia. Hai să vă spun că protocolul acesta care ziceți dumneavoastră, deci a fost un minim oră și n-a fost numai cu consiliere. Doamnă, s-a făcut sau nu s-a făcut? Doamnă, s-a făcut sau nu s-a făcut? Deci, doamnă, dumneavoastră, din banii ăștia alocați prin 1 decembrie, s-au făcut de fiecare an. Deci, doamnă, de fiecare an. Doamnă, de fiecare an. De fiecare an s-au făcut aici, fac pizza, fac... Nu mai intrați, doamne, cu chestiuni. Lăsați-vă să vă explic, nu vă mai ajutați degeaba. Deci, eu vreau să zic acum. Dar lăsați-vă să vă explic. Dumneavoastră le rupeți întotdeauna. Eu vreau, dar nu am... Acum ți-ați răspuns cu trei ori că sunt întrebări. Păi dacă te rupeți, normal că nu merg până la capăt. Ia să spun, ia doamnă, hai să spun. Păi, este a patru ori că spuneți ca să vă spun. Deci eu vreau să zic că în momentul în când ne-am strâns toți aici, nu ne-am strâns mai consilieri. Toți cetățenii care au fost prezenți, am fost. La acest mini protocol. Cetățenii care au fost. Ați invitat dumneavoastră consilierii? Cum să nu invitați? Nu, doamnă, nu mai, ați dat invitații scrise care spuneați acolo, domnule consilier XYZ, vă invităm la protocolul primăriei Târgu Trotuș, unde va avea loc zilele naționale. Ce înseamnă 1 decembrie?
Din decembrie, nu. Și acolo la protocol, vezi, avea o sticlă de vis sau asta. Deci așa, doamnă, eu n-am venit niciodată, nici nu-mi trebuie. Eu militez pentru ca această sumă să ducă la copii nevoiași, doamnă. Dar să știți, mai mare mă întrebare și de aici pentru copii. Asta e ideea. Domnul, nu să facem cu metric, prin 3 de cu metric, cum s-a făcut Americul zilei comunii, care a fost un eșec total. Dumneavoastră nu mai denigrează această zi, pentru că dacă era zi... Eu nu denigrez, doamna, această zi, poate dumneavoastră nu știu ce înseamnă această zi, dar și referință. Dar stați, domnule, să vă explic. Deci dumneavoastră, dacă veneați și erați prezent, vedeați că acest protocol era mai mult dedicat copiilor care au venit la acest program artistic. Respectăm tot. Da, deci dacă veneați... Cu toată seriozitatea, respectăm zilele Ziua Națională. V-ați uitat pervenirea, adică dacă nu știu. Dar vedeți că greșesc, pentru că eu am fost absent. Mai cum v-am spus, eu am fost și am văzut. Păi nu, dar nu am zis absent. Exact, și ai nici mă contrazic, vreau să ascult și știți că nu am văzut. Eu vă contrazic pentru că eu am văzut cum s-a desfășurat atunci. Și ce masivă masă au fost și ce protocol mare au fost. Păi n-am fost, domnule. Uite, n-am fost. Păi n-am fost. Păi n-am fost. Păi n-am fost. Deci nu am domnul președinte, ce facem? La următoarea ședință, care va avea luptă decembrie, să aduceți un deviz, ca să vedem exact ce s-au întâmplat. Bine, doamnă, mulțumesc. Mai este cineva care vrea să fie la cuvânt? Supun la vot, proiectul. Cine este pentru? Punctul 7. Prede hotărâri privind aprobarea bugetului pentru restricțiile de funcționare și de votare pentru trimestrul 3-2019. Se scrie la cuvânt. Domnul Jocuț. Pentru bugetul... Vrei sau... Pentru trimestrul 3. Secțiunea bugetară pentru trimestrul 3-2019. Și pe om, doamna. Deci, practic și normal, ar trebui să participe ordonatorul de credit. Ordonatorul de credit e reseniară. Acum, dacă cințește motivat, dar ordonatorul de credit este cel care... Să discutăm la aici, să trecem cu acest dar și când am venit pe bine, în față, de domnule, discuțiu pe zonă. Da? A fost caz de forță majoră, în care... Vai, joga com o pé.
Doamna secretară, ar vrea să... Haideți să iei să trebuie, da. Aici, la secțiunea de depunare, la instituția guvernului local, da. La sfârșitul telefonului 2 și 3, secțiunea de depunare, da. Se observă că sunt alocații 425.000 de lei. Da. Da. În urma cheltuielor care s-au făcut, da. Rezultă o sumă de 329.000 de lei. Da. Interesul ar fi de 96.000 de lei, pentru trimestrul 4. Da. Acum noi nu s-a terminat, practic, și cele trei luni de trimestrul 4. Deci 96.000 de lei se vor cheltui sau mai cheltui din ăștia 96 în trimestrul 4? Nu, deci secțiunea de dezvoltare o alimentăm din secțiunea de funcționare. Da. Și atunci facem transfer din secțiunea de funcționare, vedeți că apare cu minus 425, să redesez dincolo 425. Alimentarea o facem să fie contul. Poate să apară astăzi o cheltuială de 500 de milioane și nu ai bani în cont. Și atunci faci alimentare din secțiunea de funcționare, din secțiunea de dezvoltare. Deci pot să pădă transferă de la secțiunea de dezvoltare? Da, deci, dar se vede că în secțiunea de funcționare e minus 425, care e exaia mare. Da? În asta. În care? Este. Vedeți că e cu minus. Da. Și ce cu minus are, ce cu plus dincolo. Să alimentează contul ca să ai de unde faci cheltuieli. Puteam să pun cât era maxim în buget, 7 miliarde și ceva. Dar nu alimentăm contul decât în funcție de necesarul care da. Trebuie. Pentru la sfârșit de an trebuie ținut ce a rămas din mult înapoi în secțiunea de funcționare. Și iar. Da. Și o să mai am o întrebare la proiectul cu salubrizarea. Pot dumneavoastră să fiți dacă știți, în măsură să mă lămuriți. Să ne lămurim, de fapt. La următorul punct, da. Îți mai stă pentru... Da, atât era am lămurim. Am zis că nu dacă mai sunt discuții. Poate trebuie să cheltuiți toți, domnul. Nu, nu, de la omul să trai transferă din... Da. Să nu avea domnul. Da. Eu nu sunt de acord cu execuția lucitară, pentru că știți că termen. Adică, execuția lucitară trebuia să fie adus la timp. Deci n-a fost... Deci legea 273 spune foarte clar că în legea finanțelor publice că trebuie adus la timp execuția digitală. Acum, să purtăm discuții, nu mi se pare corect, totuși ați început să faceți câtuși de puțin acolo niște, dar nu mi se pare corect, tot conform legii 273, domnul primar nu face notă de fundamentare la cheltuielile aferente care se fac și ce vor fi nevoie pentru cheltuieli. Iar aici, aveți cu sumele care ni le-ați dat, bănuiesc că aveți și societăți, mi s-ar fi părut corect ca fiecare societate pe lucrările care le-a făcut, ca să fie transparent, să fie trecut. Ceea ce înseamnă că, din punctul meu de vedere, aici nu pot să-mi dau seama, deci este trecut undeva în paranteză dezăfezire. Deci de zăfezire nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat, adică la cheltuieli. Am intrat în cheltuieli de zăfezire sau... Da, domnul Bungureanu, și când am încheiat contul de execuții la trimestru 1, a fost de zăfezirea care am plătit-o în ianuarie în 2019. Dumneavoastră știu ce aș vrea. Nu, eu vreau fiecare așa. Fiecare leuți. Dar eu să vreau, știți că... Dar mi se pare corect. De exemplu, dacă ce? Este la, deci la Ministrul Finanțelor, este trimis să fie pentru aprobare de dumneavoastră. De detaliat. Așa aș vrea să apară și la noi, ca să ne dăm seama. Nu, și adică, puteți să-mi dați câteva lămuriri, ca să zic așa. Pentru că avem la autorități executive. Deci noi nu știm, dacă nu este detaliat aici, cum spune exact legea finanțelor, eu nu pot să-mi dau seama cheltuielile unde s-au dus și ce se fac. Concret, adică concret mă refer. Și aici sunt multe, pentru că e și salarii. Deci nu-mi dau seama ce înseamnă indemnizații plătite unor persoane din afara unității. Adică este indemnizația dumneavoastră de consilier acolo. Deci este indemnizația dumneavoastră da, de consilier. Da, numai atâta, atât, numai consilier. Numai dumneavoastră, numai dumneavoastră. Deci numai de consilier. Da, numai de consilier.
Nu pot să-mi dau seama. Ba da, domnul consilier, trebuie să vă dați seama. Deci nu-mi dau seama pentru că nu este explicit. Deci dumneavoastră, dacă nu veniți, eu nu pot să-mi dau seama. Ceea ce am constatat că de la o lună la alta crește în valoare de 200 de milioane. Atâta luăm noi toți. Dar nu, că nu sunteți numai dumneavoastră. Păi și atunci, de ce îmi dați numai această replică? Nu sunteți și salariile noastre. Vreau să puneți așa niște întrebări. Păi pun pentru că eu vreau să știu corect pentru ce ridic mâna. Deci dacă dumneavoastră mi-a aruncați la fileu în fața camerei, că noi cheltuim, deci în afară unității există numai consilieri și acum dacă... Dar dumneavoastră ați constă... întrebat, n-am spus eu. Păi dumneavoastră ați spus că aici constă numai banii consilierilor. Nu, dumneavoastră ați întrebat cine intră la indemnizație. Că păi da și... De ce l-ați întrebat în furnitor de birou? Nu, păi așteptați că vine la rând. Dar nu v-am întrebat pentru că aici așa apare prima dată. Deci ce înseamnă? Dumneavoastră ați spus prima dată că înseamnă numai sunt plătiți consilieri. Dar constat când v-am ridicat suma, că domnule, atâta, că noi știm cât luăm. De ce suma? Atunci mai veniți și mai adăugați, nu că mai sunt și altcineva care sunt plătiți acolo. Nu, păi scrie dreptul salariale și... Deci dreptul salarial e una și când am spus și apare și a doua problemă. Și indemnizații. Deci două lucruri distincte. Păi și dumneavoastră când v-am întrebat de ce nu spuneți atunci? Domnule, consilier și cine mai? Să-mi plătiți. Dar dumneavoastră știți, domnul Ungureanu, că sunteți consilier de atâția ani. Eu văd pe dumneavoastră. Deci eu n-am venit acum, mă duc la plătiți. Dar spuneți-mi ca să știm. Pentru că dumneavoastră, conform legii, nu ne-ați dat voie că a zis că nu sunt bani pentru a fi inițiați noi, domnul ca consilier, da? Și noi nu știm. Vrem să întrebăm, să ne spuneți dumneavoastră. Deci, domnule, pe lângă dumneavoastră, în rubrica respectivă, mai primesc și... Da, cum dumneavoastră nu știați la autorități publice sunt salariații din primărie? Păi cum, dar nu, atunci nu iese, pentru că ce nu iese? Salariul de bază este trecut pentru primat, pentru angajații primării sus, dar aici este rubrica numai indemnizații plătite unor persoane din afara unității, atât. Asta domnul Ungureanu, dumneavoastră căutați să... Nu caut nimic, dar eu... Numai în într-o lumină, frate. Da. Deci, vă rog frumos, să nu-mi dați explicația acum. Deci, vă rog frumos. Lăsați-i pe doamnă dacă este. Normal, practic, eu am spus, ar trebui să ne dea explicațiile cine e domnul primar. Dar acum, că nu este, îmi poate da explicații. Și eu am întrebat, dar puteți să-mi spuneți atunci voucherul de vacanță? Voucherul de vacanță este un drept... Eu știu, dar vă întreb. Și în momentul în care nu l-a fost, personalul are dreptul să ne acționeze în instanță. Dacă vă dă în instanții, plătești cheltuielile dintr-o doamnă, dar eu nu v-am întrebat că vă dă în judecată, nu. Eu v-am întrebat de voucher de vacanță. De ce, domnul Ungureanu, doriți să publicați că vai de mine, uite câțiva să cheltuie în primărie cu voucher de vacanță? Domnul, dacă vrem transparență, nu trebuie să știe toată lumea dacă vrem transparență. Domnul Ungureanu, să spună foarte transparent, ok? Păi da, dar doar nu este nimic de ascuns. Deci eu vă întreb, e... furnituri de birou. Da? Și aici, sunt cheltuieli. Deși pe ce s-au cheltuit? Pe furnituri de birou. Pe hârtia care o primiți dumneavoastră acasă, pe lângă aia mai trebuie și toler, să strică și cilindrul la Xerox. Cilindrul costă câte 2-3 mii de lei, la două Xerox organizații. Dar tu trebuie spune sumele care se cheltuie. Nu vreau. Păi de asta vreau, pentru că vreau să fac execuția bugetară. Eu cred că sunt îndeplinătatea facultăților mentale. Dacă dumneavoastră trebuie să mă duceți la extremă, n-o să reușiți. Pentru că eu chiar mi-am propus să mai trăiesc, să știți. Deci dumneavoastră să nu reușiți să mă duceți. Nu reușiți să mă duceți. Nu este, dar dumneavoastră nu îmi dați răspunsul. Nu, dumneavoastră vreți să luați numai sub deci eu, domnilor consilieri, vă spun un lucru. Deci eu de câte ori pun o întrebare, doamna începe să spună și nu mi se zice. Deci vreau să știți așa. Sunt materiale pentru construcții. Și sunt valori expunde măricele pentru o lună de zi. Sau pentru o lună de zi, da? E încălzire, e apă. Stai să vă citesc. Da? Carburant. Mai am schimbul o oră cel puțin. Piese de schimb. Poștă. Deci sunt materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional. Da? Care urcă un pic aici, la capitolul ăsta, deja este o sumă frumoasă de rândul trecut față de acum. Deci comparați de pe o lună la alta. Să știți, asta nu este de tine spun ce am făcut comparație, de pe unul la altul. Da? Deși, dacă nu mi se dau răspunsurile corect, adică nu mi se spune în față, că dar, dumneavoastră, dacă este și ați menționat aici,
articolul și aliniatul care, pe baza căruia ne-ați dat răspunsurile, da? Ne-ați dat, conform acelui articol, ne-ați dat numai un sfert. Deci nu mi-ați dat detaliat deci nu mi-ați dat corect. Da? Deci nu mi-ați dat și așa, mai departe, exact pe toate compartimentele. Deci cheltuielile care se fac pe toate compartimentele trebuie să înțelegeți. Deci din punctul meu de vedere, nu ni se dă la dispoziție exact ce e. Deci nu se dă numai un sfert. Da. Deși pe protecția civilă e voucher de vacanță undeva la 29. Mi se pare corect că e un drept. Și ran, și pentru ran, mi se pare că e corect. Dar vreau să zic că trebuie spus ca să știe lumea. Deși din orice punct de vedere, și pe învățământ, și pe transporturi, și la culte și religii, tot la fel. Deci sunt lucruri care nu ni se spune. Deci ni se dă suma totală, da? Mi se dă suma totală, mi se bagă toți agenții care ne-au prestat servicii către noi, da? Da, nu așa ați dorit? Păi da, dar ne puneți și suma. Asta am spus. Domnul Vreanu, deci, este un volum foarte mare. Dumneavoastră credeți că... Doamnă, dar de asta vin. Eu ca consilier, eu mi-am asumat răspunderea când vin, domnule, să citesc orice îmi dați dumneavoastră. Nu, nu vrea, dar aveți deci asta este rolul meu. Nu vă supărați, aveți și obligații. Păi am și obligații, obligat. Da, da, de multe ori este nevoie să mai implice cineva și la anumite activități. De multe ori ați venit să spuneți că este nevoie să ajutați pe cineva cu celălalt. La ce să vin? Doamna Mici, mai aveți nevoie de ajutor când, în anumite activități. Dumneavoastră îmi impuneți mie ca să vin, dar știți că cu este autoritatea. Doamna Mici, că și-a sumat la unii. Dumneavoastră ca contabilă. Aveți și obligații. Vedeți să-mi spuneți că aveți și alte obligații, adică să mă duc pe teren. Adică că vă pun întrebare de bani atunci ce mă trimiteți pe teren? Păi da, nu înțeles acum. Mă trimiteți cu doamna Vice. Păi de ce să mă trimiteți? Dar eu vă întreb una și vreau să mă trimiteți în altă parte. Păi dar cum e asta? Nu mi se cum, eu vă pun întrebare de bani și să-mi trimiți ca să lucrez cu dumneavoastră? Nu, asta era o întrebare. Nu, de ce lucrează cu doamna? Era o garantie. Deci noi constat... Mai are alimentație. Dar mai alimentație asta. Deci dacă eu pun întrebare, sunt trimis în altă parte. Și atunci, cum s-a aprobat execuția bugetară? Aveți trecut, domnul Grean. Că domnul nu este suficient. Eu acum vă spun și de ce. Pentru că nu este suficient, pentru că știți foarte bine, am făcut o cerere către dumneavoastră, aici este... Electrostar SRL, da? Are un angajament față de noi, conform contractului. Ați făcut o cerere. Ați făcut o cerere. Termenul de răspuns este 10 zile. Doamna secretară, ce dată ați făcut? Eu am venit la dumneavoastră cu motivația... Doamna, ascultați-mă, să vă spun care au fost procedurile și pașii care am urmat. Am ajuns la cererea respectivă. Deci eu am venit aici să depun proiect de hotărâre pentru... Să depun un proiect de hotărâre pentru prelungirea contractului pentru filmare, da? Doamna mi-a spus în felul următor, până că nu știm contractul, da? Ce stipulează și ce prevede, nu pot să inițiez proiect de hotărâre pentru filmare, da? Ca atare, a venit domnul primar, a fost întrebat, da? Aveți un contract cu cineva care se ocupă de filmări? Și a spus domnul primar, da. În momentul în care a spus da, atunci s-a solicitat dânsului, puteți să ne-l puneți la dispoziție? Da. Am ieșit afară, domnul primar a dispărut. Contractul n-a. Și atunci am ajuns la concluzia, ca consilier să știți că am dreptul fără lege. Deci ce am stipulat 544, ca consilier am dreptul conform legii, da, să-mi puneți la dispoziție de câte ori vin aici în primărie, să-mi puneți toate datele la dispoziție. Nu este că trebuie neapărat să fiu obligat să formulez o cerere cu 544 ca să aștept eu 10 zile. Nu. În lege nu prevede așa ceva. Și am fost nevoit atunci ca să mă justific, deci să înțelegeți, ca să mă justific că verbal nu merge, să inițiez și să fac o cerere de solicitare. Ca să văd dacă există contract pentru filmare. De ce? Motivul meu a fost că nu se filmează
Întotdeauna. Și atunci am crezut de cuvință să fac un proiect de hotărâre. Dar acum constatând, de asta vă spun, aici să treceți, pentru că aici o să ne dăm seama și cheltuielile unde se duc ca execuție bugetară și să pot să-mi dau seama câți bani mai rămân, exact cum a spus colegul meu, pentru trimestrele respectiv de cheltuit. Deci de aici deduc că, virgulă, nu s-a respectat contractul. Adică un contract spune destul de clar. Da? Deci, de ce spun? În contract spune, clauze obligatorii, prestatorul se obligă să execute lunar servicii de filmări video-informative, filmări privind elementele majore ale localității, documentare, interviuri sau reportaje, care să contribuie la promovarea localității în contextul regional și național, respectiv ședințele ordinare. Dar noi am avut ședință și n-a fost. Gata, am înțeles ideea. Ideea am înțeles-o. Ce ați înțeles, domnul președinte? Ca să mă opriți? Noi am înțeles. Eu ca să nu pot să-mi duc o adus să știu. Cred că e de acord. Ce este? Nu este suficient, pentru că nu înțelegeți rolul fiecărui consilier. Deci nu înțelegeți rolul consilierului. Asta este ideea. Deci nu înțelegeți că conform legii ridicăm mâna și o să fim supuși rigorii legii dacă votezi ce nu trebuie. Deși exact în legea administrației publice acum care a apărut specifică foarte clar. De câte ori ați fost? Deci asta a fost ideea. Adică îmi spuneți că în 10 zile să îmi puneți la dispoziție. Păi nu. Deci conform legii administrației publice, noi care s-a făcut anul ăsta, s-a dat, da? Dumneavoastră trebuie să-l puneți la dispoziție de câte ori solicit eu, fără să fac cerere. Oricând vă pofesc, vă dau scaunul. Deci, dumneavoastră m-ați înțeles. Deci, continuați ideea. Nu înțelegeți. Păi, atunci înțelegeți unde s-au cheltuit banii și unde s-au făcut. Și câți bani au rămas pentru trimestru 4 și pentru cheltuit. Ați înțeles? Domnul Sopunar, vă înțelegeți? Că aici este exact cum a spus colegul meu. Da? Avem la transporturi. Pe transporturi a rămas undeva la 3 miliarde pentru... Unde-s domnul? Deci cât s-a cheltuit? Cât a fost prevăzut și cât s-a cheltuit? Deci cât s-a cheltuit? Deci cât a fost prevăzut pentru trimestru 1, 2, 3? Și cât s-a cheltuit? 167, domnule. Și cât a fost prevăzut pentru 1, 2 și 3? 560. Și care-i cât s-a cheltuit, doamnă? Că e undeva la 4-4 sute. Unde, doamnă? Nu vezi, 167. Păi s-a cheltuit, da? Da. Și ce a rămas din cel prevăzut? Domnule, sunt credite. Nu mai confundați banii cu credite. Păi, dar înseamnă că atunci noi nu mai lucrăm, deci numai pe intuiție. Domnul Ungureanu. Păi, dar nu e domnul Ungureanu. Deși dumneavoastră nu puteți să-mi dați explicații. Deci eu vă spun, eu m-am uitat, de exemplu, și la învățământ. S-au cheltuit, da? Bani. Eu vă spun, deci, cu date. S-a cheltuit. De exemplu, acolo, la noi, pe parcarea respectivă, s-a zis o sumă. În total, îmi puteți spune, cum am uitat, cât este? Păi, acolo, la noi, la școală. Deci, la noi, la școală. Dar care-i parcarea? Îi puteți spune. Și ce-i parcarea? Ce e? Eu mă duc, v-ați spus, eu vreau să mai... Păi duceți-vă, doamnă, atunci. Eu mă duc, vreau să mai cer explicații. Păi ce să vă mai cer explicații? Păi nu vă uitați, nu aveți în contul de execuții, domnul. Păi, dumneavoastră, acum spuneți că ăla e fictiv, deci numim numai așa și mai transferăm de la dezvoltare sau de la finanțare. Așa se alimentează contul de dezvoltare. Am înțeles, dar acum că vă întrebe suma care este finală, până la urmă, suma finală de la școală. Mă trimiteți ca să mă uit în altă parte. Păi spuneți, doamnă, corect. Doamne, uite care-i treaba. Acolo contractul s-a încheiat, a fost suma de... Atât. Să rămână. Stimați, coleg, mai este cineva care s-a înscris la cuvânt? Nu. Da. Ia oră. Doamne, sunt cheltuieli care sunt prezentate aici, 90, da? Și s-a dus peste 90. Doamne, vădării s-a înscris la cuvânt. Eu zic că s-a vorbit de sunt, pentru chemere, pe tema asta și cu altă ocazie, domnul Greanu, vedeți punctual, asta, asta și asta și nu mai tot ne sucim, bom, iar vorbește, doamna, iar vorbește, ala, iar vorbește altul, dar să nu ne-am trebuit să-mi la piață așa. Dar aici am înțeles că este un șeruire de cheltuieli care, răspuns, e normal, dacă ne interesează ceva special de acolo, nu avem decât să mergem la
birourile de specialitate și să le lămâi. Am plecat acum să le la școală da, să da. Și să-mi trimis cu doamna. Și... Nu fac că ești cu doamna, ești tot fac cum am trimis cu doamna. Eu o să mă abțin. Ați vrea. Așa, în afară de problemele care s-au ridicat, noi am aprobat o comisie de audit care va verifica de ori de câte ori sunt în nereguli. Putem să chemăm la... Așa, supun la vot. Stați să liniștiți, am comisia de audit. A, da. Două luni la... De asta am vorbit. Cine este pentru? Cine? Pentru proiect. Proiectul de... Domnul Dinu. din 19 octombrie 2018, transmisă de Vicii Capitanului Vest,
Valoarea inițială a contractului pentru execuția lucrărilor a fost de 4.391.769,72 lei fără TVA, da? Valoarea contractului conform noilor modificări legislative prin act adițional numărul 1 din 4 aprilie 2019, emis în 4 martie 2019, este de 4.800.434,83 lei fără TVA. Cum? Deci asta înseamnă că, deci noi am fost puțin indignați pentru că s-au schimbat regulile jocului. Deci, acea diferență o reprezintă diferența pe ora manoperă. Pentru că, așa cum știți, conform ordinii 114, de la 1 ianuarie 2019, s-a introdus un salariu minim în construcție. Noi când am venit și am licitat în 2018, am licitat undeva la 11 lei, 12 lei ora manoperă. În momentul când a fost legiferată ordinii 114 cu ora manoperă de 17,928, atunci, obligatoriu, toate contractele au trebuit indexate cu 9 ore manoperă. Mai ales având în vedere că nu începuse anul trecut absolut execuția pe acest contract și toată valoarea pe manoperă a trebuit să fie dusă în 2019-2020. Sau în momentul în care dumneavoastră veniți și vă angajați la lucrare, trebuie să luați o marjă de siguranță. Nu, stați un pic. De ce? Stați am. Eu îmi iau o marjă de siguranță pe motorină, pe prețul materialelor, pe prețul pe sorturi, pe orice altceva. Dar în momentul când guvernul vine și legiferează ceva, atunci nu este... Da, dar nu mi se pare, nu mi se pare de bun simț, scuzați-mă, nu mi se pare de bun simț ca să mai adăugăm 100.000 de euro care trebuie să scoate bani care scoate la bugetul local. Dar stați un pic, că nu... Da, dar cu banii ăștia se pot face altceva. Eu vă spun dumneavoastră, cu acești bani putem face aproape 2 km de asfalt în comună. Fapt pentru care noi călătorim sau circulăm în condiții proprii. Stimată, da, stați-vă. Nu este cerința lui Capital Invest. Dându totuși, nu este singura comună beneficiară a acestui program. Să ne înțelegem. Citiți, vă rog, toate instrucțiunile venite de la Ministerul Dezvoltării. Și vedeți acolo că se cer actele adiționale cu ora 9 manoperă. Cu acte adiționale. De acord cu dumneavoastră. Dar nu că pot veni, sunt obligat să vin, nu că pot veni. Dar se pare aberantă totuși. Nu știu, dar nu se reu. Domnul președinte, aștept la doamne Lidelă, că am și eu. Da, mulțumesc. Pot să pun și o întrebare. Da. Toată finanțarea asta are o cotă parte prin program și o cotă parte a primăriei, da? Care trebuie plătită. Eu vă întreb așa, modificările astea care spuneți dumneavoastră că vin cu oră, fără oră, cu cotă de asigurări, de ce trebuie plătite 100% de primărie? Când primăria are o cotă de finanțare aparte, iar o cotă, mai ales că banii de la guvern, da? Vin în baza unei legi, iar modificările pe ora de salarizare, orice dumneavoastră, și pe cota de asigurări de muncă și etc., vin tot prin lege. Da? Corect, este foarte adevărat. Așa. Eu vin încă o dată și vă întreb, de ce primăria, care are 10% cota de participare sau cât are, trebuie toate modificările astea să le achite integral, 100%, cu ora de manoperă, cu toate procedurile astea care vin. Și câte ori mai veni, noi tindem să credem că dacă mai vin vreo două modificări de astea, cota noastră de participare va depăși valoarea la investiția prin program. De-aia noi suntem nelămuriți. Dacă noi trebuie să plătim cota noastră de X, iar valoarea proiectului inițial a fost de 4, cât nu contează, iar primăria trebuia să vină cu cota ei parte de cât? De ce acum toate modificările astea vin 100% în sarcina bugetului primării? Asta nu înțelegem. Asta eu nu pot să vă răspund la așa ceva. Adresați-vă Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării sau Lucrărilor Publice, cum se numește acum, și vedeți ce răspuns veți primi de acolo. Tot ceea ce reprezintă cheltuieli ce depășesc contractul de finanțare sunt cheltuieli neeligibile și cad în sarcina beneficiarului. Peste tot este același lucru. Știu, asta cu peste tot nu ni se spune mereu. Așa face primăria X,
Trebuie și primăria Târgu. Totuși, așa e procedura cu Tuma și noi o facem, dar dumneavoastră, fiind în cauză de ea, v-am pus întrebarea asta. Mie, nouă logi care noi, fiind puși în situația de a aproba fel de fel de organizări, fel de fel de sume de astea, care nu cred că noi consilieri suntem obligați să știm toată legislația asta. De-aia întrebăm, cerem lămuriri. De bun simț, eu cred că așa ar trebui să fie. Bă, frate, dacă e 10%, 15% cota de participare, conform legii, că s-a majorat ora, conform legii, că trebuie cota de asigurare, conform legii, că nu știu ce. Mie nu mi se pare corect ca primăria suport toate astea. În următorul, până la finalizarea lucrării, cred că o să mai apară 5 modificări de astea. Și o să depășim. Există această posibilitate, dar eu vreau să vă spun un lucru. N-am cunoștință de contractul de finanțare care l-are încheiat Comuna Târgu Trotu și Ministerul Dezvoltării ca să puteți să vedeți suma care este acolo. De-aia de noi. Eu n-am cunoștință de el. Dar, pentru a vă edifica, cred că cel mai corect este să faceți o adresă în numele Comunei către Ministerul Finanțelor Publice și către Ministerul Lucrărilor Publice. Și vedeți ce răspuns veți primi. Dar eu acum vă întreb. Dacă Ministerul Finanțelor Publice vă alocă 5 milioane de lei cu titlu gratuit, corect? Este cu titlu gratuit către Comuna Târgu Trotuș. Considerați că 23.000 de lei, aia nu intru în calcul cu diferența pe oră manoperă. Eu vorbesc de diferența de cap. 23.000 de lei care să-i suporte Comuna Târgu Trotuș și este un efort atât de mare. Dacă se repetă de 5-6 ori, nu va fi? Domnule, nu-i vorba de valoare. E vorba de principiu. Deja ne-am dus la o sumă, la o majorare excepțională. Știu, este deci, foarte adevărat. Care vin din bugetul local și care eu vă explic încă o dată, dumneavoastră, nu înțeleg. Bine, dar mă repet, bani care se ia din bugetul local se extract din bugetul local banii aceia, deci dumneavoastră v-ați uitat pe ulițele de acestea, despre ulițele de acestea din comună. Deci, credeți-mă, nu numai aici, în toată comuna, bani care se pot face străzi, domnul inginer, că noi de 30 de ani stăm în aceeași mizerie. Deci, ce să spun altceva, vreți să vă spun? În aceeași mizerie. Deci, nu mai suport. Deci, așa spun aici. Domnule, dai te rog. Eu, dar mai încet. Da. Deci, bani care, credeți-mă, care ne-au... Deci, m-am săturat, credeți-mă, m-am săturat. Deci asta e ideea. Deci nu mai putem să venim. Deci schimb regula jocului, tipul jocului, vine la 4 milioane ceva. Da, într-adevăr, dumneavoastră sunt într-un lucru de aia. Băi, n-au venit cu titlul gratuit 4 milioane și jumătate. Hai să mai scot din misteria OAT-ului. Mai scot 500 de mii de lei, mai scot între 500. Când eu puteam foarte bine să fac 3 km de stradă, bine mersi, sunt într-un lucru. Deci, în toată cum am vorbesc. Credeți-mă, deci dumneavoastră nu știți. Deci ieri, numai ieri m-am rugat. Deci ieri am dat telefoane și m-am... Credeți-mă că sunt foarte impulsiv și vulcanic. Când văd pe ce circul și rup mașina. Eu plătesc aici la primăria asta cu 60 ceva de milioane de ani. Eu vă spun sincer. Și când rup mașinile, când trec din propriile astea, deci nu mai pot. Deci nu mai pot tolera chestia asta. Nu numai eu. Și în situația mea sunt foarte mulți cetățeni. Ținând cont că se majorează salariul minim de economii, în 2020, apare și o majorare. Iar un alt adițional. Exact. Stați un pic să spun. Nici un metru de asfalt nu o să putem face în satul Vișoara fără să nu avem canalizarea și racordarea pusă la punct. Măcar pe zona principală. Vă răspund acum. De unde știți? De unde știți? Fac tot acum s-a făcut. Nu mai... Hai, da, ce e neapărat? Nu mai suntem în ebunie. Haideți să întâlnă, de unde știți? Eu vorbesc, am luat cuvânt. Niciun... În Iecum mediu, speranța de viață era undeva la 37-40 de ani. Noi suntem de țafele din România, suntem în Iecum mediu. De ce tinerii noștri se plec în Italia să fie speranța de viață 82 de ani și noi, fetele noastre, să le trimitim badan de acolo în Italia să plimbi cadavre ambulatorii pe stradă? Eu am văzut femeie în România dormind în copac. Eu am văzut poetimei. Dormind în copac de frică. De frică. Și părățelul era un lux pentru ea. Noi trebuie să facem...
tot ce putem pentru viitorul comunii noastre. Hai nu, mai mai domnul Georgescu. În contract, ce prevăzut, acolo scrie clar, la orice situație neprevăzută, trebuie să ajustăm prețul constant. Scrie în contract, clar. Noi trebuie să... Dar scrie... Și așa scrie în orice situație. În orice situație neprevăzută. Așa scrie. Da. Trebuie să ajustăm suma prin Consiliul Local. Hai, întrebați dacă să se întâmplă problema. Noi trebuie să ajustăm da. Deci, până la urmă, toate astea care le înțelege, chiar ce îmi spune și domnul Zăpăr acum, că trebuie să vin cu arta adițional, că s-a mărit prețul pe oră, că nu știu ce, deci că astea se înțeleg pentru că le trăim departe, noi nu avem cum. Dar eu nu înțeleg de ce, totuși, ați lăsat lucrarea neterminată, măcar partea care era de făcut. Ați făcut o, dacă vă duceți acum pe unde ați lucrat dumneavoastră, nu am de dumneavoastră care au lucrat acum, vă puneți mâinile în cap și pensați în urmă. Și ne-am chinuit să mai punem și noi, balați, ne-am mai chinuit să... Nu poți trece, să podoresc oameni cu mașinile pe intră, pe intră. Deci, haideți ca să vă explici. Nu, n-am terminat. Deci, dumneavoastră ne-a spus cuțitul la urmă acum, că avem act adițional și imediat dai bani. Dar după ce am dat bani, n-ai mai stat la treabă, ai plecat. Nu? Să ai continuare și măcar termină cu soamele alea care le-ai făcut, fără ca lumea, măcar să putem circula, să putem da bitii unul pe altul, pe altul, nu poți să intri în curte. Nu așa. Gata, am luat bani și am plecat mai visit și când le ediți acum iară, e mult mai greu să cereți iar alt act adițional. Prin preluarea lucrării de la capăt, iar trebuie să faci piurea săpată, iar trebuie să faci legături. N-ați făcut la fiecare raport de canal, n-ați făcut ramificații ca să ducă până la gard, unde, până la poarta, unde, că probabil vrea să trăim, contract, nu l-ați citit. Așa. Deci când credem, când ne-a făcut de treabă iar, o să mai dureze încă nu știu cât sunt vechinii și trase, nu înțeles, că e rău. Ori nu aveți o tehnică de lucru, ori nu vreți să faceți, ori profităm de faptul că se schimbă guvernul, că o să mai fie rectificări și o să mai fie de astea. Haideți să vă dată cu clar și eu pe asta, că e să îndeșunat. Să intrăm în urmă în țara asta. Haideți să răspund, domnule. Am făcut acordările. Deci, una la mână. Vreau să vă spun că lucrările pentru aferente lui iulie și august au fost plătite luna octombrie. Având în vedere contextul politic, având în vedere faptul că nici la ora actuală sunt comune de pe lucrările făcute din august, unde eu nu am luat banii, nu puteți să mă forțați să vin să lucrez la dumneavoastră. Dar de ce ați început lucrarea dacă nu puteți face? Unul la mână, doi la mână. Conform legii, conform instrucțiunilor venite de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice, în cazul în care Ministerul Finanțelor Publice sistează plățile, sunteți, să zicem, semi-obligați să le finanțați din bugetul local. Știți acest lucru? Știți, da? Doi la mână. Vă spun că așa este. Citiți și așa este. Doi la mână. Referitor la metodologia de lucru. Să vin să vă fac racordurile. Nu se va face niciun racord până în momentul când colectorul este făcut. Nu se va face niciun racord până în momentul când stațiile de pompare sunt realizate. Pentru faptul că am făcut, nu este prima canalizare care o fac, am făcut canalizări și populația a aruncat murături, parză, porci, câini, pene de găină în canalizare, pentru că nu folosește canalizarea din punct de vedere al epurării apelor menajere. Așa că, ca să veniți să-mi spuneți că v-am pus cuțitul la os, eu nu v-am pus niciun cuțit la os. Dumneavoastră ați lucra în august și să nu vă luați banii? Ăsta, eu cred că nu. Suntem obligați să dăm, dar de plecat ați venit acolo. Nu, dar este foarte adevărat. Iar trebuie să-ți tutelaje, iar trebuie este să... Este foarte adevărat, este o cheltuială care este a mea și care nu sunteți dumneavoastră răspunzători. Dumneavoastră sunteți răspunzători conform contractului să plătiți facturile în 30 de zile. Suntem răspunzători să suportăm atâta mizerie în țara asta. Dar nu se face nimic. Dumneavoastră când vă vorbiți acasă, apartamentul, cum vi-l faceți? Mă întreb și eu, omenește. Păi, privată este și la teritoriul comunii Târgu Drotuș. Cum faceți când vă văruiți o cameră acasă?
nu deranjați tot, nu luați perdele după la geamuri, da, nu faceți mizerie. Nu vă leg o cameră și pe urmă mai îngurăm, este peste 3 săptămâni. Că m-am apucat de treabă, da, bun, foarte bine. Atunci, haideți să facem o minută prin care vă angajați, în care spuneți că plătiți facturile la termen. Dar nu-i treaba noastră, ordonatorul de credit face treaba asta, deci spețul primar, nu-i treaba Consiliul Local, domnul inginer. Și dumneavoastră, deci, așa că noi vă putem obliga să veniți ca să faceți, și dumneavoastră nu îi puteți obliga să vă facem plata. Deci, plata vine prin banii, vine prin PNRR, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este foarte adevărat. Iar eu v-am spus doar că se scot o sumă, deci un sac, o sumă destul de mare din bugetul local, deci o sumă destul de mare, așa, din bugetul local de la noi. Și dumneavoastră, deci, ar fi trebuit, exact cum a spus domnul consilier, dumneavoastră ar fi trebuit măcar de bun simț să fi făcut, băi, frate, am plecat, mi-am luat o jucărie, așa am plecat, dar măcar să nivelez în fața... Deci, dumneavoastră, știți că Vișoara e un sat numai de bătrâni? Deci, în proporție de 80% nu mai bătrâni. Și aia nu mai pot, acei oameni nu mai pot veni ca să-și facă. Trebuie să pună pe unul pe altul și ăla profită. Când îl vede bătrân, profită. Și el munce ca să folosesc niște termeni mai puțin adecvați. Înțelegeți dumneavoastră? Domnul, asta e problema. Asta este problema. Și exact ce a spus domnul, deci putea să face chestia asta, adică se putea face, adică noi eram înțelegători. În momentul în care ai venit cu virgulă conducta principală pentru canalizare, se putea să face și racordarea la locuința respectivă, a mea, nu, la să nu facă limita. Exact, până la limita proprietății, da? Până la limitul să ducă un limit. Asta era treaba. Domnul Grădea. Da, eu aș vrea să vă întreb în deja actul adițional care s-a făcut prima dată. În asta a constat calcularea noastră că s-au mărit prețurile pe oră sau la ce? Deci s-a ridicat atunci valoarea aia acum și cât de 4 miliarde numai pentru asta? Exact, atât. Deci nu, deci Ministerul Dezvoltării a... Deci când a fost atunci primul act adițional făcut, a fost pentru diferența de ora manoperă. Deci diferența de ora manoperă cu camul de 0,3375. Acum este de oră manoperă sau o oră pentru muncitor, adică fiind un salariu mai mare fixat și atunci trebuia, deci o oră pe manoperă, adică cum? Deci ați fixat o manoperă înainte și anterior, nu s-a fixat. Deci în momentul când n-am, îmi pare rău că n-am să zicem că s-a venit cu 12 lei ora manoperă. Cred că s-a venit cu 11 lei 90 și ceva. Conform legii, s-a făcut la 17,928 minim. În momentul când s-au început să se facă actele adiționale la toate lucrările finanțate de PNDD și obligatoriu și cele pe fonduri europene, este aceeași situație, Ministerul a spus în felul următor. Noi vom finanța diferența de la 12 lei la 17,928. Atât. Atât. Nu mai mult. Deci este diferența aia de 500 și ceva, sau 400 de mii, o reprezintă 5,46 lei. În contract ne puteți spune dacă se specifică după ce ați trecut cu tronson pe o lungime de trebuie să aduceți la forma inițială terenul sau nu? Da, sau la sfârșit? Nu. Deci, structura devizului o reprezintă... Deviz de general. Devizul general este, și devizul? Este compus din mai multe componente. Gen, săpătură, montaj conductă, montaj cămine, refacerea terenului la starea inițială pe 60 de centimetri cât se execută săpătura. Deci nu pe toată suprafața lățimii străzii. Nu. Deci numai pe 60 de efectuați dumneavoastră. Exact. Dar eu vă pun întrebarea. Dumneavoastră circulați cu utilajele dumneavoastră numai pe 60 de centimetri sau pe toată lățimea străzii? Eu cred că am adus bala și am pus aproximativ. Deci nu vă... Deci nu trebuie să înțelegeți greșit. Eu vă pun întrebarea ca să știm și noi că nouă nu sunt aduse la cunoștință, exact, ați văzut înainte și pe aici. Toate detaliile. Ne aducăm toate detaliile, noi nu avem papa. Și atunci, de asta vă punem întrebarea. Dumneavoastră specificați că ați adus, dar noi nu știm. Poate n-ați adus. Deci poate n-ați adus. Bun. Acum altă întrebare. Spune-mi. Nu mi se pare corect abordarea, deci din punctul meu de vedere, am lucrat un pic în construcții, nu sunt mare meseriaș,
Dar nu mi se pare abordarea ca o firmă, adică când constat că este un declin sau ceva, îmi iau tălpășița și am plecat. Nu. Pentru că în momentul în care ați încheiat un contract, asta trebuie să aveți, de asta și vi se aprobă contractul, că aveți sursele necesare finanțării de a termina pașii respectivi care sunt prevăzuți în contract. Iar cunoscător al devizului în care spuneți, devizul general este stabilit toată suma, da? Nu puteți să luați bani dacă nu aveți un deviz exact pe lucrările aferente. Dar acolo, practic, nici n-ar trebui să fie plătit, să zicem, până când nu se efectuează o anumită, cum să zic, nu-i vorba, lucrările, adică nu s-au efectuat lucrările pe o suprafață sau pe o distanță destul de bună. Deci nu este că fac 50 de metri sau fac un kilometru, sau fac jumătate de kilometru din 10, dau un exemplu, și deja pot să încasez banii. Asta este, bănuiesc, nu știu, deci conform contractului și a devizului, că aici trebuie văzut devizul parțial și devizul general, da? Cum încasați banii. Deci asta este un lucru. Alt punct de vedere din partea mea, eu vă spun, nu mi se pare corect dumneavoastră să veniți cu justificare că aruncă porci mistreți, aruncă porci domestici, aruncă pisici și nu știu ce. Și vă spun argumentul meu de ce este așa amatoră. Pentru că la noi, la Tuta, exact același lucru s-a făcut. Cum se începe aici? Vă spun sincer, constructorul a plecat, iar racordurile a rămas pe terenul Bogdăneștiului. Deci nu mai este pe terenul nostru. Ceea ce consider eu, deci dumneavoastră ar trebui să faceți normal când treceți odată să puteți să faceți până la limita, da, a fiecărui proprietăți, să faceți racordurile, ca totodată să puteți să aduceți la forma inițială și terenul respectiv, ca oamenii pe traseul respectiv să circule. Acum dumneavoastră, a spus bine domnul Apădăni, deci mergeți pe 60 de centimetri și justificați că acolo veți face numai terasamentul la forma inițială pe 60 de centimetri, utilajele și pe noroiul ăsta se plimbă, noi suntem nevoiți, după că te înțeleg eu, doamna vice, vă întreb pe dumneavoastră, am contribuit și am dus în Vișoara noi sor, balastru, pentru refacerea străzilor din Vișoara? Atunci, după? Da, nu și au venit și... Doamne, eu vă întreb. Noi, ca primărie, am dus în Vișoara. Păi și bănuiesc că sunt situații în care am dus și pe traseul respectiv unde este canalizarea. Pe ori. Deci numai acolo. Asta ce denotă? Asta denotă investiție, iar din partea noastră, domnul inginer, sau nu știu, adică, cum să mă... ca dumneavoastră să înțelegeți. Deci lucrurile se popoagă cu mult peste nivelul așteptărilor noastre. Deci noi nu suntem puși cu toate lucrările care se efectuează și cum ar trebui efectuate și venim suplimentar cu bani, de exemplu, pe traseele respective, să îmbunătățim traiul căt și căt al domnului Supunaru să poată circule. Pentru că acum este un noroi, da? Și atunci nu poate circula. Trebuie să urci în copac, mai bine duce la asta. Nu vă referiți la persoana mea, fiindcă... Dar nu, eu am făcut-o. Dar, în principiu, toți pe traseul respectiv nu poate să circule. Noi am trăit experiența în satul nostru și de ori. Deci nu numai când a fost deci canalizarea, noi am fost și cu alte conducte, care știți foarte bine. Și s-au fisurat și colțurile la casă, pentru că asta este. Lucrările de construcție efectuate, da? Se poate întâmpla ca unele case să fie mai aproape, eu știu, de limită, și atunci deja dar ideea ar fi, odată când mergeți, să vă faceți până la capăt, pe traseul respectiv, să nu mai reveniți, iar să fie adus la cunoștința locuitorilor din zonele respective, că dacă se cuplează sau dacă fac ceva până când nu este finalizat, atunci răspunde direct și plătește ce este pe traseul respectiv.
Și atunci, da, dar nu văd ideea ca dumneavoastră să treceți cu 60 de centimetri, primăria să vină să refacă terasamentul, dumneavoastră veniți și faceți iar racordările și când o să faceți numai până la limită, o să spuneți că 30 de centimetri faceți iar racordarea totală. Da, referitor la ceea ce a spus dumneavoastră, codul fiscal te obligă să faci situații de lucrări lunar. Doi la mână. Metodologia de lucru este impusă nu numai de constructor, este impusă și de furnizori. Pentru faptul că, având în vedere volumul lucrărilor pe PNDR din ultimii ani, 2018-2017, niciun producător nu o să poate să-ți asigure exact când dorești tu materialele în șantier. Una la mână. Doi la mână. Faptul că dumneavoastră îmi spuneți că, într-adevăr, primăria vine și pune pe anumite străzi, pe unde au fost făcute lucrări de canalizare, vine și pune sort, este foarte adevărat. Dar eu vreau să vă reamintesc, conform normativelor în vigoare, toată strada aia este în proprietatea mea, între ghilimele, până în momentul recepției la terminarea lucrărilor. Eu, teoretic, pe acolo, eu trebuie să îngrădesc bucata aia de 60, 1 metru, 1 metru 20 și să o las așa. Până la an. Când vin înapoi și termin lucrarea. Sau la 2, la 3, cine știe că... Dar te rog. Poate și te rog, că dacă există, nu sunt bani, există deci posibilitatea. Există această posibilitate. Nu sunt bani, simțiți dumneavoastră că se războară. Există posibilitatea. Conform, nu știu dacă știți, pe 8-7, eu am prins 8-7 în 2008, pe lucrări făcute în 2007-2008 și mi-am încasat bani în 2012-2013, există posibilitatea ca să nu mai venim, dacă nu sunt bani aruncați. Una la mână, doi la mână. Dar eu nu vă spun, n-are rost să vă ascund, ăsta este realitatea. Eu n-am de unde să plătesc salariile la 100 de oameni, pentru că dacă nu primesc bani. Nu mă poate forța nimeni să lucrez pentru că eu am trăit toate și PSD, și PNV, și PD și știu tot ceea ce se întâmplă. Iar chestia că să vin să termin lucrarea pe banii mei este o aberație. Păi am 10 comune. Valoarea contractelor este 600 de miliarde de lei. Păi dacă aș avea 600 de miliarde de lei ca să subvenționez, stau acasă. Nu mai dau de mâncare la 100 de oameni. Dar ați luat principiul contractual pe o nu parte. Este principiul contractual, spune destul de clar. Lucrările trebuie făcute, trebuie plătite la, în maxim 30 de zile. Deci dacă nu se plătește, se insistează. Asta este legea construcțiilor. Domnul inginer, sau nu știu cum să mă v-am spus și înainte. Deci eu să constat că dumneavoastră spuneți că n-ați fost plătit la timp. Da, este foarte adevărat. Întârzierea cât a durat? Păi eu am o factură încă de 100 și ceva de mii, care este pe lucrări făcute în august. Este ordonatorul de credite neexistă. Pe noi o parte din PNDR este vărsat. Deci eu nu pot să-mi dau seama de ce se întârzie. Unul la unul, da? Deci nu pot să-mi dau seama de ce se întârzie. Dacă au fost alocați o sumă, da? Deci așa cum vă spunea doamna contabilă, mă scuzați că vă întrerup. Creditele nu reprezintă bani. Atenție! Creditele nu sunt bani. Deci nu sunt bani creditele. Da, dar nu există. Și banii n-au fost, alocați. Încă o dată vă spun. Nimeni la București nu spune comuna Târgu Trotuș, cât costă lucrare? 5 milioane de lei. Ia-i și pune-i într-un cont acolo și pe măsură ce vin facturile date contat, luați din contul ăla. Nu. Banii sunt alocați pe bază de hotărâre de guvern în momentul când se adună la Ministerul Finanțelor. Prin ceea ce se colectează de la mine. De la dumneavoastră, de la altă societate, de la oricine. Domnul inginer, cu tot respect, ca să încheiem această discuție, ca să nu mai lungim în derizoriu. Deci, dumneavoastră, dacă noi aprobăm acest cam de 2,25, da? Diferent. Diferența asta, dumneavoastră, vă reparteți la muncă? Nu. Haideți ca să nu vorbim lumea. Stați-vă un pic. Nu vorbiți prostii, dar fiți realist. Deci, banii au fost făcuți, banii pentru lucrările PNTB, care nu se știe cât se vor plăti din facturi, au fost ieri prin rectificare de guvern. Pentru anul 2019. Stați să vedem cum va arăta bugetul la anul. Pentru că s-ar putea ca la anul să apară o chestie normativă
în care să aceste lucrări pe PNDL să devină lucrări multianuale cu alocări de bani în quantum fix. Adică nu mai lucrezi ca nebunul de 2 milioane de lei la Târgu Trotuș și de 5 milioane de lei la altă comună, o să lucrezi pentru Târgu Trotuș, facem contractul pe 4 ani și vei lucra de 500.000 de lei. Și atât. Sau dacă aveți bani în bugetul local, puteți plăti bani din bugetul local ca să se continue toată lucrarea, urmând ca la anul să vă recuperați banii din... Făceați numai, nu știu, 10 metri, 50 metri, 60 metri, dar îl duceam până la limita proprietății ca să nu mai trebuie până deci, la acolo. Deci, încă, deci, pe această lucrare, pe această lucrare, o lucrare este cu adevărat finalizată în momentul când devine funcțională și se încheie procesul verbal de recepție la terminarea lucrării. O bucată de canalizare. Nu vorbiți prostii, mergeți, vă rog frumos, la Bucium și credeți că termin canalizarea cu stație de epurare la Bucium. Vă rog. Asta nu o spuneți pe niciodată. Că noi am trăit odată experiența. În momentul când se face recepția lucrării, lucrarea este funcțională, adică dacă rămâne un metru cub de apă în ultimul cămin din Bișoara și ajunge în colectorul din Târgovna, atunci se va preda la Țivăzuce. Atunci, sarcina mea ca și constructor se degrevează și revine de sarcina dumneavoastră. Domnul inginer, când preconizați asta? Când preconizați dumneavoastră asta? Ca om cu experiență în canalizare. Nu, aici este vorba de conjunctură politică. Haideți ca să vă spun care este opinia mea. Opinia mea este că pentru 2020 se vor aloca bani pentru aceste lucrări, pentru că sunt nu numai primari PSD care au prins lucrările pe PNDL. Sunt undeva, la, să zicem, 60% PSD, 40% alte formațiuni politice. PNL, PPP, UDMR. N-au niciun interes să oprească finanțările, pentru că nu se delegează la o anumită... După aia, având în vedere că sunt... Nu știu dacă se vor face alegeri anticipate la anul, odată cu localele, bănuiesc că nu. Deci 2020 va fi alocare pe aceste lucrări. În 2021, habar. Eu vă întreb în ideea că noi ne tot chinuim și avem 7.000 de promisiuni cu finanțările astea care nu sunt sigure, pentru asfaltare în zona aia. Dacă dumneavoastră asfaltă odată drumul și dacă... N-ai înțeles că de la 2000... Refacem 60 de centimetri aia cu balastul la primărie, asta nu contează. Iar la anul sau dacă va veni finanțarea peste 2 ani, dumneavoastră terminați tot traseul și după aia veniți și faceți racordurile până la limita proprietății, asta pe noi ne, să zic așa, dezamăgește sau noi avem o de asta de, cum să vă spun eu, că noi așteptam să mai punem și niște asfalt prin zona aia, prin Vișoara. Deci asta pe noi ne duce cu gândul că asfaltul ăsta va fi o promisiune de șartă. Stimate domn, dacă bugetul pentru 2020, care se va aproba, cred că maxim 2 săptămâni, pentru că trebuie să se aprobe repede, banii vor fi alocați pentru lucrările finanțate pe PNDL, atunci primii 500 de metri care sunt în Bișoara, aia se vor face. Și asfaltul poate să vină. Pentru că, nu știu, ați făcut procedurile pentru licitații la... Bine, nu știu. La asfalt? Nu știu. Deci asta înseamnă să înțelegeți, domn inginer. Este cam departe. Deci mai durează. Da. Deci mai durează. Iar proiectele se fac la organ. Dar este și noi, adică și noi ca consilier trebuie să vedem situația cum se va finaliza până la urmă. Că din punctul dumneavoastră de vedere, nu încasați banii, nu lucrați, dar noi ce facem atunci? Și aprobăm ceea ce spune legea. Deci dumneavoastră veniți că legea spune că trebuie să aprobăm. Asta prevede, da? Dar noi nu suntem siguri de continuitate. Și o să dăm banii din
bugetul local. Păi pe ce, dacă nu se lucrează? Pe ce să dați bani la bugetul local? Păi dar spuneți că nu vede. Păi dar cine a propus acum pentru proiectul de hotărâre? Domnule, stați așa un pic, haideți să ne facem înțelegi. Deci banii aia pe ce înseamnă 400.000, nu vine nimeni mâine pe ușă cu o factură să plătiți 400.000. Sub nicio formă. Banii aia ce? Pentru că o parte din banii aia, 400.000, deja i-a plătit ministerul. Pentru că, ce se întâmplă? Chiar dacă acești 400.000 reprezintă sumă neeligibilă în contul primăriei, da? Banii aia, 400.000, s-ar putea să-i plătiți dumneavoastră primăria în 2022. În 2021, s-ar putea. Dar se poate întâmpla. Pentru că eu, deja diferența de ora manoperă, legea mă obligă. Deja am luat, deja pe primele două situații de lucrări, le-am luat la minister. Problema se pune la sfârșitul contractului, când mai este o factură de 1.500.000, ceva de genul ăsta, și atunci o să spună ministerul, dom'le, cu mine nu mai e treabă, la mine nu mai veni. Bine, dar mai trebuie. De la primărie. Iar acești cam ăsta de 225-23.000 de lei fără TVA, este tot eșalonat. Nu vine nimeni. Dar acum, la discuția purtată de domnul Dinu, mi s-ar părea corect. Eu așa aș vedea. Mi s-ar părea corect. Mai întâi să facem o adresă, cum ați menționat dumneavoastră, să așteptăm răspunsul lor și atunci să vedem atunci ce facem în continuare. Aprobăm din bugetul nostru sau poate o să primim un răspuns adecvat pentru noi. Deci așa mi s-ar părea corect atunci. Domnul Cetre. O singură întrebare scurtă am. Cu camul s-a majorat. Legea vă permite să ne cerem banii în plus sau ne obligă să vă plătim pentru a finaliza lucrarea? Nu, vă obligă. Deci este o cotă care eu o iau. Și dacă legea ne obligă, și o dau așa, mai faci o mișcare acum și poate terminăm canalizarea asta. Deci, să vă spun cum au procedat o comună, în speță comuna Răducăneni, unde am un contract de 20 de milioane de lei pe canalizare, unde diferența de ora manoperă și de cam, o reprezintă 2.100.000, asta înseamnă 28.000.000 de lei. Primar de... Nu contează. Nu contează. Contează foarte mult. Primar de culoare albă. Nu este nici PSD, nici PNV. Și ce a făcut domnul primar? A supus în ședință de Consiliu acceptarea unui împrumut bancar în valoare de 10 milioane de lei. Stați un pic, mă lăsați-mă ca să vă spun ce și cum. Deci, ca el să-și continue toate lucrările, în cazul în care să opresc finanțările anul ăsta, să opresc finanțările la anul, dar acolo e vorba de 43 de km de canalizare. Foarte mult. Dar vă dați seama că noi facem împrumut, da? Păi mai bine am face împrumut să facem stradă. Adică asfalt. Și cum faceți? Faceți asfalt fără apă și canal? Domnul Ger, dacă vă spun că acum recent noi am asfaltat cu traseu, da? Domnul meu, haideți să vă spun un lucru. Dacă vreți într-adevăr să fiți oameni responsabili și să vă pomenească comuna, nu puneți asfalt înainte de a pune canalizare și apă. Deci mai repetați, aceste cuvinte încă o dată? Există act normativ în care în 2024 există act normativ. 2024, toți bune beneficiarii de apă trebuie să fie acordați la canalizare. Se taie apa. Nu este pus în aplicare la acest moment. Noi atunci am aprobat să punem asfalt pe drumul județean. Nu mai întâi trebuia să ducem canalizarea. Domnul președinte, hai domnule, că se vede. Și mai avem domnul Băbăcu, spuneți-mi, domnul Băbăcu, în proiectul de execuție al lucrării, în proiectul respectiv, dumneavoastră aveți numai canalizarea? Atât. Nu aveți și în pregătirea de aransamentului.
De ce spune asta că ați ajuns la că să se asfalteze sau vă rog să pună... Nu. Pregătirea terasamentului pentru asfaltare este să în sarcina constructorului care va face asfaltarea. Da. Ridicarea capacelor la cotă. Pentru că s-ar putea să trebuiască pus un stratul substratul sub asfalt. Apară asta, iată, sparte. Mai trebuie să se ridice păi sau... Păi să... Deci, Și eu am fost și am întrebat constructorul, domnule, de ce nu ridicați un dar capacele care este? Mai nu este nevoie. Și a pus asfalt peste capacele de asfaltizare. Nu, dar... Deci ajungem când pune asfalt sau beton, toată apa se duce în grădină oameni. Deci terasamentul trebuie să vină așa fel ca să fie mai jos. Dacă e nevoie, ridică capacul la canalizare, dar nu o lasă mai jos. Domnul profesor, cine este pentru? Nu moare pe mână ce vine. 6, 7, 8, 9, 10. 11, din domnul Bărbaru. 11, da. M-a anunțat că este de acord cu toate punctele. Oricum, PNDD-ul a fost greșit, să știți. Împotrivă? Abține! Să vă trebuie să ducă, până la urmă. În ce considerați? Am văzut reportaj cu asfalt de centimetru și în devizie era 60 de centimetri, chiar concasată. Vă rog frumos, nu luați exemplele singulare. Nu le luați. Dar au fost. Vreau să vă spun, am terminat o canalizare la Târgu Jiu acum, primar PNL. Are 7 proiecte pe PNDL. Canalizare, apă, drum, racorduri, cămin, școală, dispensar. Este comuna Arcani. Vă rog frumos, păi, mergeți și vedeți. Domnul inginer, un proiect prevedea... Deci asfaltul s-a pus la noi, deci fac o mică paranteză, prevedea piatră concasată, nu s-a pus nimic. Asfaltul cu vorul, asfaltul s-a adunat. Știți care e problema? Problema e că spui 60 cm să grădiți drumul. Eu vă întreb așa, lucrările cu ce să fac, domnul inginer? Cu elicopter. Nu doar drumul, îl luați de acolo, puniți restul drumului, după aia luați de acolo, puniți înapoi. Adică mi se pare aberație, spuneți că sunteți dator cu 60 cm, dar restul drumului deci, nu, stați așa un pic, domnule, nu puneți așa problema. Pentru că vine un control de la Curtea de Conturi și el spune felul următor, domnule, unde ai făcut canalizarea? Pe partea stângă a drumului, da? Cât ai să faci? 60 de cm. De ce mi-ai pus balast pe toată suprafața? Dați bani înapoi, bă, fraților! Nu mă refer la balastare, mă refer la aducerea drumului la stare normală. Adică dumneavoastră, balastat 60 cm. Dar restul drumului... Dar nu este tot balast? A fost asfalt pe acolo? Nu zic că a fost balast. Dar un moment timp, mergem să vedeți că nu-i balast. Îi mulțumim, domnul inginer. Permiteți să vă întreb. Trecem la punctul 9 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind cererea aprobarea legii de publică pentru parcarea de zi. Se scrie cineva la cuvânt? Cine este pentru? Acum, domnul Mărău, la ce este mai gata? Am oportunitate și posibilitate să fiu primul nominalizat pe listă, nu? Da, sigur. Nu, dacă cineva să zică, e la cuvânt, la bilet. Da. Eu, domnul. Am vrut să-i pun o întrebare în comod domnul inginer, că se făcea că nu știe. Da. Dar, ca grijorean, cunosc când s-au adus materiale pentru a proteja conducta care se bagă în pământ, evident că nu a adus nisip cumpărat cu bani, nu știu de unde. A adus măritură din albea troșului de aici, care nu costă bani de transportul ei.
ca să le facă acei 60 cm, metru de drum, nu a adus baratul de calitate, a adus baratul prost, de cea mai proastă calitate, de la Tropuș, nu, nu l-a ales, a adus băvar. S-a luat tot pe la băvar. S-a luat tot. S-a apucat ca din gura lumii, primăria să dă acum prea mare, nu să... Dreagurile cu drumul. Cheltuim bani. Cât poate o mașină de aia de balat, doamnă? Păi da, o întrebați. Cât e tone are și cât costă? Da, are 20 de deci ultimii care am pus noi 5, parcă 5 am pus sau 4. 20, nu, 5. Nu, uitați dumneavoastră. Da, da. 20 metri cu care mașină și balastul costă 300 de lei cu transportul ăsta și 300 de lei. 300 de lei? 300 sau 3000? 300. 300. Mașina de 20 de metri cub costă 300 de lei, da? Deci 3 milioane de lei, da? Nu, nu, nu. 6. Are cum? Da, 3 milioane de lei. 300 sau 300? Da, și mi-a zis da, a rectificat când a zis. Și domnul primar a plătit fără să gătească, fără să-și gătească. Asta l-a întrebat pe domnul primar. 3.000 de lei, 30 de milioane, o mașină care costă vreo 10-11, adică 1.000, 1.000 și ceva de lei. Nu, asta nu trebuie să vă oprima, nu vrea să vă dau. Și vă și vă rog, 1.100 de lei. Domnul nu vrea să vă dau. Eu nu vreau să vă dau mai mult. Scuze, dar foarte 1.500 de lei. Asta vă oprima. Asta vă oprima. Domnul primar, nu-i chiar, nu-i chiar, nu-i chiar, nu-i chiar, nu-i chiar, nu-i chiar. Dar astea sunt informații care îți vin la documentul. Da, da, da. Și vă întreb ceva. Cum să te cheltuiești pentru canalizarea asta, nu e decât de care bani. Noi trebuie să terminăm canalizarea în satul Bișoara. Să ne punem asfalt. Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. Orice bani. Să dea Dumnezeu. Nu mai trebuie. Dar deja au zis destul de clar. El dacă nu încasează, dar el nu vine până când nu încasează ultima factură. Nu trebuie să-i identificați. Să-i identificați. Să-i identificați. Ce să faci? Să trecem banca la apă? Nu, înainte de a... Să trecem banca la apă? Nu. Domnul președinte, gata, a terminat locul cuvântul. Doamnă, eu mă adresez dumneavoastră. Astăzi mi-ați promis cu becurile care sunt v-am spus. Vă rog tare, mult ocupați-vă de problema asta. Vă ieși mai venit dispul de excavatorul nostru pe străzile adiacente din Târgu Trotuș sau de la Duta în Speță Vișoara să mai dea, pentru că acolo, cum a venit doamna contabilă, ne-a spus rechizite ca ranțul primian. Facem treaba, plătim. Atât. Scurt, și-am terminat. Dar stai scris ceva pentru noi. S-a scris ceva, așa. Da, și în legătură cu sortul, cu balastru, cu așa ceva, ca să nu uit după aia, trec mai departe, vedeți, deci, domnilor consilieri, asta înseamnă că votăm rectificare de buget per total la transporturi. Că de la transporturi se poate duce banii, cât este nevoie, da? Și unde este nevoie. Deci asta să înțelegeți sigur. Deci noi dacă votăm și eu am să propun tura următoare de acum, când o să fie rectificare de buget, să analizăm pe capitole și să aprobăm pe capitole. Deci nu pe total, adică pe capitolul transportul și să îmi dea explicații cum este, pentru că, vedeți, a rămas acum, după confort, necheltuit, cum ziceau ei, 4 miliarde. Ei, pentru luna asta poate sunt 3 miliarde, adică ne încadrăm la 3 miliarde. Unde se vor cheltui banii? Deci pe transport, 30 de milioane banfe, deci costă o mașină pentru... Și vă întreb acum, deci la Bișoară, dar ați adus și la Tuta, să constatăm că și la Tuta același furnizor sau același preț a fost? Păi da, prețul nu e funcție de sat. Deci înseamnă că așa. Și gândiți-vă dumneavoastră, noi plătim, din punctul meu de vedere, noi plătim pentru că și eu am făcut comandă, deci cu acte regulă, deci vine și ți-aduce, da? Dar suma este jumătate față de inițial ce s-a făcut acum. De ce? Pentru că îi conferă dreptul, da? Ordonatorului de credite, pentru că noi am aprobat prin rectificare de buget la transporturi, mă refer, suma solicitată de dânsul. Și atunci am luat parte, exact, ca atare, deci nu este corect. Acum. Deci, eu din punctul meu de vedere, ca să fie mai legal,
și noi să nu mai mergem de presupuse sau numai de minciuni, cel mai corect exact cum este contractul ăsta care am cerut să ni se aducă la cunoștință, să ne arate un contract sau să ne arate cât a costat și cel mai bine. Și dispar suspiciunile. Acum, referitor la ceea ce am vrut să inițiez atunci pentru proiectul de hotărâre, pentru prelungirea contractului la filmare, constat că nu este nevoie, am contractul aici în față, constat că nu mai este nevoie și v-am și spus motivul. Pentru că aici prevede foarte clar, deci, clauze obligatoriu, care și ședințele ordinare ale Consiliului Local. Acum vin și mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, că nu este filmat. Ce se întâmplă? Nu vă... Deci, nu vreau să vă mulțumesc în cuvântul, da? Vă rog frumos, domnule, are dreptul să-mi dea acest răspuns, domnul primar, pentru că el a făcut contractul, adică el a prelungit contractul și vă spun ceva foarte anormal. Din punctul meu de vedere, să rețineți ce spun. Fără un proiect de hotărâre. Deci acest contract nu s-a făcut cu un proiect de hotărâre a Consiliului. Local. Deci arătați-mi când s-a încheiat aici, pe data de 5, văd că aici este. Deci s-a, așa spune, data prezentului contract este de 12 luni. Începând cu 23.05.2019. Deci nu mi se pare mie corect. Am că se filmează, ar trebui de fiecare... Păi e valabil, că anul ăsta s-a făcut. Dar eu vă spun și vă întreb, ați aprobat un proiect de hotărâre? S-a pus renunțiri la contractul vechi. Dar nu ai voie, domnul consilier. Vă spun eu sincer. Ce să prelungiți dumneavoastră dacă nici nu știți până la urmă, ca să vă spun, când s-a făcut ultima dată ultimul contract? Când s-a finalizat? Exact vă spun clar. În 2015 ați fost și atunci consilier, ați aprobat pe un termen exact de 12 luni de zile, ca și acum, fără să fie specificat cu posibilitate de prelungire. Deci atunci a fost un proiect de hotărâre. Acum, eu nu deci eu nu vin acum să spun că, domne, eu mă întreb de ce nu s-a filmat, dacă totuși este un contract aici stipulat, că trebuia să filmeze la ședințe ordinare. Care ar fi motivul? Sau ce s-a întâmplat? Pentru că de ce? Când se vrea, se filmează, când nu se vrea, nu se filmează. Ca atare de asta am vrut să inițiez un proiect de hotărâre, da? Prin care să prelungim. Doamna secretară mi-a zis că mai întâi să ne documentăm, să vedem ce stipulează contractul. Ca atare, eu ce proiect să inițiez acum, dacă contractul există. Dar totuși, pentru domnul primar, i-aș spune că ar trebui să facă pe cale legală, adică să facă și un proiect de hotărâre, indiferent care este situația. Practic, noi am discutat ca să fie filmat. Dar proiect de hotărâre nu s-a pus în aplicare, domnului. Deci ceea ce există, e corectitudine, doamna secretară, vă întreb dacă nu este un proiect de hotărâre prin care să fie încheiat un contract. Deci, de bună credință a cui? Îți iei măsură și tu. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie văzut, ca să intre în legalitate, un proiect de hotărâre, da? Iar, în al doilea rând, noi, ca consilier, trebuie să vedem regula. Dacă nu se filmează, ce specifică în contract? Da? Și în contract nu specifică nimic acolo. Așa văd. Deci, dacă... deci nu, eu nu văd aici... Deci suma, vă spun așa, în contract specifică suma de 470 de roni, da? Plus TVA. Ca să înțelegeți. Deci este filmare. Cum că domnului s-a spus că e 470 de lei? Nu, deci pe filmare. Pe filmare. Să înțelegeți. Deci eu m-am făcut demersurile astea, doamna contabilă mi-a dat astăzi, cu condiția mi-a dat, pentru că am făcut cu 544, menționez, pentru că eu, ca consilier, am dreptul, conform noii legi administrative, să pun la dispoziție în momentul în care vin și solicit orice document pentru a vedea bunul mers al primăriei, da? Nu mi s-a dat, iar pentru justificare, cu 544, corect, legea prevede 10 zile, dar eu n-ar trebui să mă implic cu 544. Este corect, doamna secretară? Da, este un articol acum, apropo, deci pot?
Deci, în loc de 18 acces la informații, care aveți dreptul la șase. Deci, ca consilier, eu nu mai necesită să fac. Dar nu am avut în control, domnilor consilieri, că dacă nu făceam în scris, deci, măcar sub forma asta, nu mi se dădea contract. Ca atare să înțelegeți, la orice contract, așa se întâmplă. Deci, noi nu cerem. Aici e foarte simplu, ți se spune, vii la mine și îți dau, vii la mine și îți arăt, vii la mine. Ei, dacă îmi vii, în momentul când să intri pe ușă, deja s-a dispărut, în momentul când cer ceva, ești primis cu doamna vici pe teren? Deci astea sunt regulile la noi. Asta consta, deci nu este de voia la mici. Nu, dar vă spun sincer. După ce când strada era, abia s-a așezat ca lumea, o zărbat acolo, scos niște bolovan din sur picioare. Dom'le, unii strada este netede, n-are nevoie, dar ca să vadă că a trecut el pe acolo, pazi, lama, numai să treacă pe deasupra, domnule, că toată a trecut. Așa, dar el să face atâtea bolovan, domnule, toți m-au luat la loc pe acolo. Unde? Zona dumneavoastră? Da, 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 fiind un pic acolo, la postul ăla, chetul m-a sus, la... La sus, acolo, tot de acolo. Numai unii, cum tu treabă acolo, la... la izboare jos, acolo, chipurile acolo. Dar ei s-au făcut dezastru, domnule. Dacă nu este... Acolo i-am zis să vedea. Deci... Nu, dar manta acolo, așa, că am venit bine la apa, zice, domnule, nu mă duc. Deci, o duc toată mizeria de acolo, îmi poartă la mine acolo. Tu ce ași cu asta, iată? Mai merge și acolo, pa. O ieșit, omul. De cine a spus că venea, nu știu. Ei, ce-ți vom face? O, și domnul din capine și-a spus, dom'le, tu ții la parte, nu vii doar la mine partea aia. O trebuie mașină, căruț și-a făcut și-a dus-o numai să... Eu am pus bala asta, știi? Conducă de la... Da, eu nu mi-am terminat atunci și domnul președinte îi dau dreptate că el mă poate întrerupe și mă poate da și afară, conform legii. Eu acum vă întreb de dumneavoastră, ce măsuri luăm în momentul în care contractul nu s-a respectat? Deci discuție se poartă. Dar ce, ce măsuri se pot lua, doamna secretară? Nu, dați-mi un pic să vă mandat. Dar, domnule, insinuați că, în baza acestui contract, societatea care vrea să presteze filmare este plătită, chiar dacă nu prezintă? Dar un contract stipulează că trebuie să vină. Deci asta este obligația lui să vină. Asta nu înseamnă. Nu i s-a onorat plata termen de 10 zile, cum spune acolo. Păi și nu poate să le prezinte. Păi poate să ne prezinte. Domnule, uitați care este situația. Dar asumite, n-am fost. Și spun la contabilitate. Păi nu mai fi cât m-ați plătit. Păi și contabilitatea nu trebuie să ne aducă la cunoștință noi când întrebăm pe domnul primar. Sau doamna vicepreședinte, ori sunteți întrebată. Este filmare. Păi nu știu dacă a trimis adresă. Nu știu dacă... Da, trimite adresă dacă vin. Nu. Adresă se trimite numai dacă vine, nu știu. Dar adresă nu vine. Dar permanent se trimite adresă? Nu, nu a trimit adresă. Deci în ultima vreme. În ultima vreme, deci a specificat. Deci, dacă este adresă, domnul Curianu poate să vină la ședința următoare și să spună. Dacă nu e ședința, că nu mai face numai la pe 26 ale vreme, se trebuie din ședințații. Păi, mi se pare corect, dar doamna spune că este întotdeauna. Dacă este, poate să vină și să spună, domnilor, uitați care e situația, v-ați dat un contract. Dar eu n-am primit banii. Dacă nu am primit banii, eu n-am primit banii. Dar este și asta mai normal, dar în situație care trebuie să treci ceva. Dar noi să știm la rândul nostru ce măsură nu o face. Dar dacă nu vrei să te plătești, nu se plătești. Păi cum se plătești pe ceva? Dar auzi ce spune domnul profesor. Poate anterior o prestat și n-a fost plătit. E posibil și asta. Păi asta spune. Deci astea sunt... Tăi înțeleg la doamna contabil, credite, nu-s bani, cash. Deci nu mai sunt bani. Deci nu mai, numai unde vrem, adică la, la balastru, domnul profesor, nu mai sunt credite, îți bani. Deci noi trebuie să înțelegem că pentru noi, când este și el trebuie ceva de finanță și vă spun sincer. Deci domnul ne-a înțeles.
Eu am vrut să întreb detalii. Sunt de răspuns la toate, da? Nu numai pe bază. Și nu ați consiliat. Deci asta este normal. Mulțumim, domnul președinte.